dimineața, 9:36, bună dimineața București. Ce-ați auzit un pic mai devreme e de fapt o piesă foarte cunoscută pe care mulți dintre voi au recunoscut, cei care au ureche muzicală așa foarte bine pusă la punct. E o piesă celebră din folclorul nostru, Cine iubește și lasă, pe care Zoli tot a denumit-o Iubește și lasă. E îndemn, așa, bună dimineața, Zoli. Bună dimineața. Asta sună a provocare, știi? Cine iubește și lasă poate să pățească două lucruri, ori să fie mai bine, ori să fie mai rău. Ori să termine nasol. Adică eu nu cred neapărat că dacă lasă e foarte nasol. Adică poți să... Bă, uneori e și cazul, știi? Deci poți să ajungi să bați cratița dacă lași sau poți să te distrezi. Păi apropo, tu bați cratița la propriu. Cânti la cratița. Cânti la cratița? Da? Serios? Adică, știi o cratiță foarte scumpă, nu glumesc. Serios? Cum se numește cratița aia? Nu vrei să-ți zic. Cum se numește? E o cratiță Scepter, dintr-un material super, super tare. Da. Costă vreo 125 de euro cratița aia, să știi. Și tu scoți sunete la ea? 125 de euro, atenție. Și tu ai cumpărat-o ca să faci muzică? Nu, am luat-o de la nevastă. Adică i-ai dat 125 de euro și ai zis, nevastă, eu vreau să fac muzică cu asta, și nu mâncare. Și atenție, e acordată în două, nu glumesc. Pe pitch clar. Bă, lasă-mă. Bă, uite, pariu acum. Pariu. Bine, da. Facem pariu pe o altă cratiță. Nu cred. Bine, ok. Eu vreau. Ia de aici, mă gândeam. Da, următoarea cratiță să nu fie tot două, să fie altceva, ca să mai fac și o piesă. Păi, îți fac o piesă, un imn de emisiune să fac din cratiță. Jur. Un anthem? Faci? Da, faci? De la... Auzi, da, și la ce mă gândeam aseară, mă uitam la videoclipul de ieri, da, de la televiziune, okay, de la, da, Antena 1, de la Băieți de dimineață, și mă gândeam, bă, tu chiar poți să reproduci orice tip de sunet într-un mediu neconvențional și cu instrumente neconvenționale. Băi, acum aproape orice tip de sunet. Da, hai, nu, și mă gândeam așa, cum într-o dreaptă există... La matematică, dacă am învățat la algebră, nu la algebră, la geometrie. Așa, da. Cum într-o dreaptă există o infinitate de puncte. Da. Nu? Da. Că așa se definește. Da. Eu am făcut liceu de muzică, da. La tine, în muzica pe care faci tu mai nou, există o infinitate de sunete. Da, e... Știi cum e? Atunci când ai foarte multe sunete, e foarte greu să le alegi pe alea de care ai nevoie în piesa. Eu vorbesc cu tot felul de muzicieni. În ultima perioadă, în ultimii 15 ani, asta fac. Da. Și vorbesc cu tot felul de muzicieni și mai vin cu tot felul de piese făcute, mai pe nou, mai pe așa, și zic, bă, piesa asta la refren seamănă cu aia de prin 82-83. Băi, normal să semene cu aia de prin 82-83, că asta cam inventat totul muzică. Ei, nu, uite că nu. Nu, asta că s-a inventat totul, nu sunt de acord. Secretul este să ai libertatea, timpul și disponibilitatea să te joci. Așa. Deci asta contează enorm de mult pentru un muzician, pentru un artist, pentru un artist în general, în orice domeniu ar fi. Băi, dacă tu nu ești din carapacea ta, nu ești din zona ta de confort, vei fi un artist plafonat. Este foarte clar. Deci tu, practic, nu cânti numai atunci când te vedem noi pe scenă sau la concertele tale. Tu trebuie să știi că eu studiez între 8 și 10 ore pe zi. Asta faci toată ziua? Toată ziua. Păi nu ieși tu la o bere cu băieții, te uiți la meci. Nu mai ieși tu să alergi. Deci, Răzvan, dacă la mine ora începe... Dacă începe la 7 dimineața ziua, da? Nu. Dacă intru în sala de studiu la ora 8:30 și ies la ora 16 din sala de studiu, sunt 7:30. Deci, practic, tu te duci să studiezi așa cum toată lumea se duce la serviciu. Da. Eu consider că dacă nu muncești și nuță, ai tot timpul creierul antrenat, e foarte greu să livrezi ceva ca lume. Înțelegi? Și indiferent dacă mă simt bine, nu mă simt bine, sunt treasă, sunt mahmur, să nu știu ce, mă duc în sala de studiu. Că sunt zile în care sunt mai eficient, sunt zile în care nu se întâmplă absolut nimic și pleci supărat că ai stat. Asta e. Dar muzica e ca și în sport. Trebuie zi de zi să muncești. Păi, e ca în sport. Că dacă nu faci asta, rezultatele nu prea au de unde să vină. Nu prea au de unde să vină. Și pe lângă faptul că eu studiez în sală, sunt oameni din spatele meu, nu? Uh-huh. Manageri, impresari, etc., care PR-i, care lucrează și... Deci înțeleg, de când e povestea asta cu autorizațiile ISO, nu ai renunțat la polizoare, la flăcări, la butoaie, la nebunii, la nu știu ce, și te-ai dat pe oale. No, nu e chiar așa. Am cântat și cu flăcări deschisă și cu polizoare, da. Da? Da. E voie? Da.
Da, în unele spații da. În unele deschise spații. Musai. Da, stai puțin, că nu sunt inconștient. Adică ideea e să ai deci un act artistic, nu să suni la 112, că n-ai făcut nimic. Da. Deci de la sistem încoace, eu tot văd că ai făcut tot felul de experimente și continui să te joci. Nu sunt niște experimente serioase, adică nu da, să nu considerăm că sunt pierdere de vreme, ele, e chiar ceva. Ele pornesc ca niște experimente, dar mă bucur că se și dezvoltă. Proiectul BAC, toată lumea a zis că sunt nebun când după sistem am intrat direct în BAC. Dar cu BAC am avut peste 100 de concerte, piese de teatru, chiar material imprimat, un disc întreg. Au fost acțiuni ca lumea. După aia cu Zuli tot proiect, tot așa. Am cântat în diferite locuri, inclusiv în deschiderea la Eurovision, Eurovision, care văd că toată lumea povestește despre acel moment. Cu domnul Leșe. Cu domnul Leșe, o altă provocare, da? Toată lumea zice, mamă, nișă, nu știu. Ia, lăsați-mă pe mine cu nișa. Și ce să vezi, a fost momentul, acum, fără să fiu lipsit de modestie, pe care l-a reținut lumea în ultimii 5 ani de la Eurovision. Adică mă gândesc că înaintea ta prin țara asta n-a mai făcut treaba asta multă lume, ba chiar eu știu o singură persoană, așa, atât îmi vine mie în cap, la câtă muzică cunosc, aduc aminte de Adrian Enescu. Că el făcea, experimenta chestiuni, da, de genul ăsta. Poate de-aia am și fost o lungă perioadă prieteni, știi? Pentru că... Okay. Deci da, vă cunoașteți. Materialul Bach a fost compus de el. Adrian Enescu a compus pentru mine 18 piese. Sunt artistul căruia a dedicat cel mai multe piese. Da, să le spunem celor care nu știu cine este Adrian Enescu. Nu este rudă cu George Enescu, dar poate că e cine știe. Adrian Enescu este un compozitor român foarte bun. Zicem pionierul muzicii electronice. Pionierul muzicii electronice, cel care l-a pus pe picioare pe Michael Crețu, pentru că... Da. Liderul trupei Enigma, pentru că Michael Crețu a fost la fel foarte bun prieten cu domnul Enescu. Și tot domnul Adrian Enescu este, pe lângă faptul că este creator de muzică de film, i-a făcut și primul disc Loredanei Groza, ca să înțeleagă toată lumea așa prin anii 80, parcă, nu? Unul din cei mai mari compozitori pe care a avut România pe muzică electronică și pop. Nu mai e printre noi de vreo 2 ani, dar piesele lui se aud și multă lume le mai cântă încă. Da, cred că o să mai povestim mult timp despre Adrian, pentru că chiar sunt 70 ceva de filme pe care le-a semnat. Auzi, Zoli, care este cel mai neconvențional instrument, cu ghilimele, uite, ziceai tu de oală minune, mai devreme, la care ai cântat? Serios, adică să nu ne treacă prin cap. La polizoare te-am văzut, la butaie te-am văzut, la roți te-am văzut, la oală te-am văzut. Am avut odată un spectacol în care mi s-a cerut să distrug o mașină. Deci mi s-a adus o mașină, eram încă pe vremea sistem, mi s-a adus o mașină la concert. Deci o mașină care avea totul intact, mai puțin interiorul. Uh-huh. Și ne-au zis, aveți libertatea să distrugeți această mașină cât total, de tare dați daună totală. Așa. Mamă, deci cu atâta poftă am dat, tot n-ai văzut. Da, e și ceva sunet, adică ăsta-i scopul, nu? Nu, stai puțin, aveam niște pattern-uri făcute de acasă, știam exact ce urmărim, care e ritmul pe care ne bazăm, unde trebuie să dai, care ca să pulsația, nu știu ce, și i-am dat drumul. Când vorbești de instrumente de astea neconvenționale sau de chestii neconvenționale, deci muzică, nu mai vorbești în tonuri, vorbești în pulsații. Da, nu, știi care e chestia, orice ai face, trebuie să ai un ritm. Și când vorbești, și când clipești, și când faci dragoste, tot trebuie să ai un ritm. Da? Adică nu poți să mergi aiurea așa. Păi e ca viața, că dacă nu ești consecvent în ceea ce faci, nu ajungi nicăieri. Da. Bine definit. Da? Da. Adică nu te trezești în mijlocul unei situații și acum ce facem? Tu cam știi ce ai de făcut. De altfel, în spectacolul de vinerea viitoare, da, de la Arcub, despre care o să vorbim mai mult imediat, da? Și acolo sunt momente pe care le fac cu publicul, da? Dar sunt niște lucruri pe care eu de acasă cam știu la ce să mă aștept. Știi că în jazz cea mai bună improvizație este cea studiată de acasă. A mai zis-o și un jurnalist. Că cea mai bună improvizație aia scrisă, domnul Grigoriu a zis. A. Aia pregătită de dinainte. Da, nu, dar asta o facă cei mai mari artiști ai lumii. E adevărat. Nu, pentru că tu trebuie să știi ce te gândești, la ce fel de public îl ai, cum îl ai, ce poți să faci. Eu nu pot să-i cer unui public care stă pe scaun să-i cer lucruri ca să-l facă cu piciorul sau cu șoldul. Adică mă gândesc la niște lucruri dinainte pe care trebuie să-l fac. Spune-ne, Zoli, eu am mers la Mastering the Music Business într-una dintre serii în showcase-urile care au avut loc în fiecare seară. Într-unul dintre showcase-uri te-am văzut și pe tine vreo 40 de minute sau cât ai cântat atunci. Am văzut foarte multă lume, mă, tăcută, că piesele tale încep foarte jos și cresc.
Începe foarte simplu și crezi, se complică să le dau, și așa mai departe. Să le dau un fir narrativ. Da, dar ori de câte ori e foarte multă liniște, da? Când e tăcerea aia de la începutul piesei, mă, lumea aproape că nici nu respira ca să nu deranjeze piesa și era foarte atentă la ceea ce faci tu. Multă lume a aplaudat îndelung ceea ce s-a întâmplat acolo la Mastering the Music Business. Eu mă consider un rocos că am văzut deja concertul ăsta pe care o să-l ai, o să-l pui în scenă și la Arcub. Ce mă bucur tare mult este că la MMB au fost foarte mulți oameni de muzică care nu m-au cunoscut și nu știau cine sunt și nu se uita la mine ca o fostă vedetă sau o actuală vedetă sau Cozoli de la System. Ei au văzut un artist român despre care nu știau absolut nimic. Plăcerea și bucuria a fost că au venit după concert, cum ai spus și tu, ai văzut, erau oameni de business grei acolo. Au venit oameni de la New York, din Londra, din Berlin. Băi, cum ai făcut? Ce faci? Vrem să colaborăm. La două zile după am apărut în revista Rolling Stones din Germania, ceea ce nu e chiar... da. Nu, puțin lucru. Și nu știu câte lume a apărut în Rolling Stones, în The Rolling Stones de aici din România. Nu știu, sper să ajungă oricând, cât mai mulți, pentru că cu cât suntem mai mulți și mai cunoscuți românii în străinătate, cu atât ne va fi mai ușor tuturor. Da, a zis un DJ de acolo, că nu numai că ești bun, ești și nebun. Da, așa e. Dar ce face, știi? Adică, nu, la modul plăcut, să nu mă înțelegi greșit. Nu mai am de mult asta cu... Că ți s-a mai zis. Eticheta de nebună, am luat-o deja de foarte bun. Păi, da. Asta e realitatea. E ok. Ce am încercat în acest spectacol care... este preponderent instrumental. Da. Fix lucrurile astea pe care le-ai observat, să fie niște povești, să fie narație, adică să nu te sperii de faptul că este doar muzică instrumentală. Fiecare piesă pe care o prezint în acest spectacol de la Arcub are o poveste. Așa cum am auzit și mai devreme. Are ceva. Am o piesă legată, de exemplu, despre dialog. Și în care, datorită lipsei de dialog dintre oameni din ziua de azi, se întâmplă niște lucruri. Am o piesă legată de exodul din Siria, care se aseamănă foarte mult cu ceea ce se întâmplă în familiile românești când pleacă tineri în străinătate. Da? Sunt momente umoristice, relaxat, de momente în care te relaxezi, pentru că nu poți să ții un om într-o oră într-un stres, da? Corect. Adică treci dintr-o stare în alta, sunt 10 povești pe care eu le-am ilustrat muzica și povești pe care eu le-am trăit în perioada în care am compus aceste piese acasă. Pentru că de acolo vine povestea cu Home Alone, a fost o perioadă în care eu am făcut puțină cercetare pe ceea ce voiam să fac în viitor. M-am apucat de muzică clasică, am început de muzică electronică, am început să merg la tot felul de cursuri, să mă documentez, etc. Și stând foarte mult în acest mic laborator al meu de acasă, s-au născut aceste povești. Asta, ele se nasc așa, pur și simplu, din... Nu o să te super dacă zic improvizație, atunci când repezi în fiecare zi, da? Ele se nasc în improvizație sau iei caietul, că ești absolvent de conservator, da? Iei caietul de muzică și pui note acolo și le reproduci după aia cu diferite tipuri de instrumente neconvenționale de cele mai multe ori? Că am văzut că ai și instrumente convenționale, am văzut că ai adus un vibrafon pe care nu-l lovești într-un mod clasic, tot... Da, și fiecare minge de ping-pong? Da. Serios? E minge de ping-pong, da. Dar dacă nu lovești ca lumea, rămâi fără ea la a doua notă. Și ai de când sare. Am 20. Da. Ok. Da, și e foarte important când arunci mingea, pentru că... Cât? Cu ce intensitate, da? Pentru că tasta vibrează, nu? Uh-huh. Și dacă tu dai în contra vibrația tastei, îți sare atât de tare mingea încât nu mai prinzi. Nu mai găsești, că dacă ești într-un club ca la Arcub... Dar am două mingi la mine. Ah, ok, întotdeauna. Da, o zic să ai vreo 20, că... Ai văzut că în emisiunea de ieri mi-a căzut. Da, mi-a căzut, dar eram pregătit. Care e întrebarea? Dacă scrii înainte. Da. Sunt piese care sunt pe stradă, măcar, da? Aud un scrâșnet de roată de tramvai și se deschide ușa și mi se pare că a fost într-o pulsație urât și aș putea să merg de acolo. Sunt și teme din muzica clasică de unde am pornit. Am o piesă, se numește Baba, care de fapt ideea a plecat
de la Baba Yaga, este 11, 11 la tablou din piesa Tablourile dintr-o expoziție de Modest Mussorgsky, în care Baba Yaga fuge cu timpul, da? Și atunci am... Ce face? Fuge cu timpul, fuge cu ceasul. Ai citit și basme la viață. Asta e ce se face. Așa. Și atunci am plecat, de acolo am plecat, știi? Mi-a plăcut tare mult. Am și cântat această piesă acum ceva timp, când eram în orchestră la Filarmonica din Timișoara. Ce te inspiră pe tine cel mai mult? Viața orașului, sunetul orașului, pulsația orașului, evenimentele care au loc în viața ta, basmele pe care le-ai citit la rândul tău și copiilor tăi? Sunt diferite stări prin care trec eu, da? Și atunci încerc să fac lucruri actuale. Să sune... Provocarea numărul unu este să fac lucruri să sune mișto, care nu ți-ai închipui că ar putea să sune. Deci, plecăm... Asta a fost... Și să le faci într-un fel, și să le faci într-un fel în care nimeni nu și-ar închipui că pot fi făcute. Cu, după aia, am încercat, cu oala nevestii, spre exemplu. După aia am încercat vibrafonul, care e un instrument foarte, foarte moale și foarte docil, folosit în geal. Am încercat să-l aduc în extrema cealaltă, să-l arăt că poate să fie și un instrument și dur. Mai agresiv, poate mai hard. Poate să fie și un instrument trist, poate să fie și... Adică, din 10 piese, în 8 l-am în ipostaze total diferite. Piesele sunt de la mișcate la lente. Unele pleacă din muzica contemporană, unele din folclor. Sunt cel puțin, cred că 5 piese, cred că pleacă cu teme, cu o idee sau cu o frântură din folclorul românesc. O, ce punere ai tu de noul trend care a pătruns puternic și pe la noi, ăsta al festivalurilor de muzică? Noi eram obișnuiți cu altfel de festivaluri de muzică, uite, George Grigoriu la Brăila, era Mama Aia la Constanța. Băi, eu n-aș vrea să dispară nici alea, să știi. Eu cred că avem nevoie și de Brăila, și de Mama Aia, și de asta. Dar e foarte bine că au venit și definiția unui festival e alta acum, știi? Dacă îi spui unui tânăr de 20-25 de ani de festivalul George Grigoriu, o să spună, bă, ăla nu e un festival, ăla e un spectacol. Hai să dau un exemplu și o să tragi concluzia foarte, foarte ușor. La Electric Castle, anul trecut, cel mai reușit concert, știa cui a fost? A Corinei Chiriac. Și a Mirabelei Daur, dacă nu înșel. Da. Nu știu dacă a fost și Mirabela, dar a fost Corina și Mirabela. A fost 6.000 de oameni în prima seară de festival. N-a crezut nimeni. O să tu asculți Corina Chiriac și Mirabela Daur? Da. Te întreb. Da. Da? Da, ascult. Deci ascult orice fel de orice muzică. Povesteai de muzica clasică un pic mai devreme, dar ascult și muzică ușoară. Ascult și Fly Project. Da, au acum, dacă stai că au o piesă, ceva cu mama, cu casa, cu ceva, nu? Nu știu. Îți spun eu. Da? Da, am ascultat cu Ami. A cântă cu Ami o piesă acum. Nu, aia e DJ Project, să nu încurcăm patru camere. DJ. Da. A, patru camere, așa era. Da. Fly Project sunt de la Brașov. Știu. Deci era o întrebare capcană, că se uită Tudor Ionescu la noi. Da, gata, știu, uite, și zi, n-am dreptate. Da. Da. Serios, asculti tot felul de muzică? Ascult toate genuri. Recunosc, nu în aceeași, cantitate. Așa. Da? Dar și mai ales în ultima vreme am ascultat foarte mult străini și foarte multe producții făcute de companiile care produc instrumentele electronice, în ideea de a vedea care sunt limitele instrumentelor, care sunt limitele urechii. Așa că ceva foarte important. Până unde aș putea să mă duc cu această forță a muzicii, Da. Încă ceva foarte important, ce am sesizat eu la concertul de la Mastering the Music Business, probabil se va întâmpla la fel și la Arcub, da? Totul a fost 100% live, folosești instrumente neconvenționale, am văzut și ieri la televiziune că s-a întâmplat la fel. Da, deci dacă vorbim de instrumentariu... Tu folosești calculator? Cu linii de track? Nu. Am un laptop care am niște automatizări pe ele făcute. Nu generează, schimbă niște, fiecare instrument, da? Fiecare sintezator are niște baze de sunete care le-am făcut, care le-am modificat. Și atunci, ca să nu las deoparte cântatul, pentru că eu și cânt în același timp, da? Deci e performing. Da? Nu, dacă aș avea patru mâini, aș avea nevoie de calculator. Dar cineva trebuie să apese pe un buton să zică sunetul 9, nu sunetul 8, știi? Și atunci calculatorul poate să facă treaba asta. Uh-huh. Da. Deci, și pentru să știu că ai mulți muzicieni care ascultă emisiunea ta și asta cred că ar fi o provocare și pentru ei să știe că
în show există sintetizatoare analogice, sintetizatoare digitale. Cum am văzut un pic mai devreme la Apollo și Panda. Exact. Lupere, vibrafon, tobe acustice, dar și tobe generate de sintetizatorul analogic. Așadar, ca să concluzionăm. Da. Avem întâlnire la Arcub. Când? 12 aprilie. Deci 12 aprilie, vinerea viitoare. 12 aprilie, azi, într-o săptămână. Ora 8. Ora 8 dimineață? Nu, nu, nu. La 8 seara. Am speriat, că la 8 dimineață sunt la radio și vreau să vin. Așa de nebun. Dar la 8 seara vă aștept bine. Ai dat cu bilete, da, bilete se găsesc pe site-ul Arcub, da, bilete online, sau la casa de bilete la intrare. Da, vă aștept la o oră de povești. Hazli, mai serioase, dar ce pot să vă garantez este că sunetul și abordarea pe care o să o vedeți în ceea ce privește unele piese, nu ați mai văzut-o până azi. Dintre toate piesele pe care le-ai scris și le-ai cântat cu Sistem, spre exemplu, care este preferata ta? Trebuie să ai o preferată, știu, o să-mi spui, sunt toate precum copiii mei, dar nu, trebuie să ai o piesă preferată, de care te-ai atașat mai mult decât de celelalte. Cred că emoții sau senzații. Bine, piesa care ne-a făcut super tare este Let Me Try. Compusă de domnul Faur. Da, de Cristian Faur. Și cântată de Luminița. Dar normal, emoții îmi place pentru că este prima piesă cu care am ajuns în vreun top. Deși senzații prima. Nu, emoții. Nu, dar a fost, nu. Emoții. Adică senzații nu e scoasă înainte de emoții? Nu. Emoții, senzații, speranțe, never. Da, aha, toate plac, așa dintr-o. Tare mult, toate. Păi, hai să avem senzații, zic așa, da, cu Alexandra Ungureanu, pe final. Mulțumesc, Zoli, că ai venit pe la noi. Vă aștept vineri. Positive success. Da. Pe da, mai departe. Da. Good vibes. Tare mult. La Arcub pe 12, săptămâna viitoare, deci de astăzi într-o săptămână la 8 seara vă reîntâlniți cu Zoli Tot, cum îi zici acum, tot Zoli Tot Project? Nu, Zoli Tot. Zoli Tot. Și pe Instagram sunt zolitot.ro, pe Facebook sunt Zoli Tot oficial, cred că. Da. Cu TH. Da. Z-O-L-I normal, T-O-T-H. Până luni dimineață, dragilor, când ne reauzim la 6, tot aici pe 98.3, să aveți un weekend de poveste și nu uitați să fiți înțelepți și înțeleși, să aveți grijă de voi și mai ales de ceilalți. Bye, bye! Pe luni!